Tuturor, așa cum am zis, astăzi a fost o zi destul de încărcată pentru Consiliul de Administrație Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Au fost mai multe subiecte sensibile în ordine de zi, având în vedere că majoritatea din deciziile de astăzi au venit să concretizeze niște decizii anterioare luate de către agenție în tot ceea ce ține de prețul prețul reglementat la gazele naturale, energie electrică, produse de către operatorii din piață, dar și subiecte care țin de regulile pieței energiei electrice pentru anul 2022 și în domeniul produselor petroliere am stabilit și am concretizat marja comercială aplicată pentru produsele petroliere de tip standard. O să le luăm pe rând. După cum cunoașteți, anterior la solicitarea Societății pe Acțiuni Moldova Gaz, drept urmare a semnării unui nou contract între Moldova Gaz și Gazprom, dar și deciziei Comisiei Situații Excepționale, ANRE a fost obligat în termen restrâns să adopte niște tarife, prețuri provizorii pentru livrările de gaze naturale. Pentru anul în curs, dar și pentru perioada ulterioară. După expirarea acestei perioade, noi am lansat un șir de consultări, atât cu operatorul, cât și cu experții din piață, astfel încât să concretizăm anumite elemente care sunt parte componentă a prețului reglementat pentru gazele naturale și s-a propus astăzi spre examinare și concretizare și aprobarea tarifului respectiv a prețului pentru gazele naturale. Astfel, în calcul s-au luat următorii parametri. Prețul mediu de procurare a gazelor naturale semnat și convenit, calculat de către Moldova Gaz și prezentat regulatorului în solicitarea lor din 5 noiembrie 2021. S-a luat cursul valutar oficial care este stabilit de către Banca Națională și de fapt reprezintă media cursul valutar pentru anul 2021. Acest curs valutar mediu s-a fixat în calculele noastre pentru prețul reglementat pentru anul 2022, cheltuielile reglementate, dar și rentabilitatea care este conform metodologiei de calcul a prețurilor reglementate pentru gazele naturale. În acest context, și la volumele care au fost prezentate, volumele de livrări de gaze naturale care au fost prezentate de către Moldova Gaz, care constituie 1.177 de milioane de metri cubi, am convenit și am aprobat astăzi următoarele prețuri reglementate. Astfel avem prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale de presiune înaltă, tariful fiind de 8.268 lei pe 1000 de metri cubi, presiune medie 8.586 lei pentru 1000 de metri cubi și presiune joasă, de fapt cea care se referă la consumatorii casnici, este de 10.196 lei pentru 1000 de metri cubi sau în mediu cu mai puțin conform tarifelor provizorii aprobate anterior de către agenții cu 63 sau 64 de lei pentru 1000 de metri cubi sau în expresie valorică, dacă vreți, este 0,62% sau pentru presiune joasă, pentru presiune medie și presiune înaltă de 0,76%. Așa cum am spus, acestea sunt tarifele aprobate de către noi pentru anul 2022, în condițiile în care vor fi întrunite elementele stabilite în legislație, dar și metodologia de calcul aprobată de către ANRE, sigur că putem să revenim la revizuirea acestora. Când vorbim despre revizuire, ne referim atât la majorare, cât și la descreștere, deci noi la moment noi nu vedem premize pentru a interveni în acest context. Sigur că evoluțiile pe piețele internaționale, ele sunt destul de volatile și au un impact enorm asupra formării prețului de livrare pentru piața internă. Noi sperăm că această perioadă va fi depășită în scurt timp, ceea ce va crea condiții și premize
pentru aplicarea corectă a prețurilor reglementate de către ANRE. Ulterior, aceste decizii am fost nevoiți să concretizăm și să aprobăm prețurile pentru energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare, dar și pentru tarifele pentru energie termică, drept consecință a rectificărilor la prețul pentru gazele naturale, dar și corecțiile pe care le-am făcut în baza devierilor pozitive sau negative acumulate de către acești operatori pe parcursul anului în curs sau pe parcursul perioadelor anterioare. Astfel am aprobat un șir de tarife și prețuri atât pentru energie termică cât și pentru energie electrică produse de către Societatea pe Acțiuni Termoelectrică, Societatea pe Acțiuni CET Nord, întreprinderea municipală Termogaz Bălți, Societatea pe Acțiune Apă Canal Chișinău și cele din Comrat, Glodeni și Congaz, care au un impact mai mic asupra formării prețurilor și tarifelor la nivel național. Cifrele nu o să le dau citire pentru că ele sunt destul de diferite, doar o să menționez că în majoritatea cazurilor avem o reducere a tarifelor și prețurilor atât pentru energie electrică cât și pentru energie termică produse de către acestea. O să le găsiți în comunicatul de presă care va fi distribuit de către ANRE. Drept consecință, aprobarea a multitudinii acestor de prețuri și tarife, în special mă refer la prețurile pentru energie electrică generată sau cogenerată de către acești operatori producători de energie electrică și energie termică, am fost în poziția să concretizăm și să aprobăm tariful pentru energie electrică cogenerată de centralele electrice de termoficare și repartizate de către furnizorul central Energocom. Și acest tarif este de 2 lei 29 de bani pentru fiecare kilowatt-oră fără TVA. Sau cu 13 bani mai puțin decât acel tarif provizoriu care a fost aprobat la 20 noiembrie curent de către ANRE. Vreau să vă zic că aceasta nu va avea un impact asupra energiei electrice livrate către consumatorii casnici sau către consumatorii non-casnici care sunt în prezent în arele de acoperire a celor doi furnizori de energie electrică, în speță Premier Energy și FIA Nord. Acestea sunt tarife de referință pentru calculele financiare și interacțiunile financiare între toți operatorii producători de energie electrică și energie termică, dar și cei de distribuție și de furnizare. În cazul în care vor apărea întrebări vis-a-vis de evoluțiile de mai departe a pieței energiei electrice, noi putem să discutăm. La etapa curentă, pe platforma ANRE-ului nu există nicio cerere de ajustare a tarifelor pentru energie electrică. Așa cum s-a menționat și în ședință, procesul de licitație pentru achiziția energiei electrice va începe imediat după anul nou, conform recomandărilor făcute de către ANRE, acest proces trebuie să urmeze regulile pieței pentru energie electrică. De fapt, astăzi am aprobat un șir de modificări și completări la regulile pieței energiei electrice. Pe de o parte, anumite norme acestora, noi le extindem punerea în aplicare începând cu 1 aprilie 2022, astfel sincronizându-ne cu punerea în aplicare a rezultatelor noilor contracte de achiziție a energiei electrice din partea distribuitorilor, dar și a furnizorilor acestora. O să vedem care sunt rezultatele acestora. Dar, pe de altă parte, să soluționăm un șir de probleme tehnice și de evidență a dezechilibrelor care există în sistemul electroenergetic național. Așa cum s-a menționat și în ședința de astăzi, există operatori care sunt participanți a pieței energiei electrice, în speță sunt din regiunea transnistreană, care nu se conformează și nu sunt înregistrați conform
legislația noastră națională, dar ei creează dezechilibre, respectiv toate aspectele acestea tehnice noi încă nu le avem reglementate, de aceea avem nevoie și am avut nevoie de o consultare suplimentară a tuturor participanților pieței, dar în același timp și de o soluție, un mecanism tranzitoriu pentru punerea acestora în aplicare. S-a găsit consensul necesar, acesta s-a regăsit în setul de modificări și completări la regulile pieței. Așa cum am zis, o bună parte din ele în regim de testare vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2022, dar definitiv regulile pieței energiei electrice vor fi puse în aplicare începând cu 1 aprilie 2022. Adițional la cele menționate, sigur că s-a menținut și marja comercială pentru produsele petroliere, acea marjă de 2,62 de lei per litru pentru produsele standard. Deci mă refer la benzina A95 și la motorină de tip standard. Deci asta ar fi mesajul introductiv. Dacă sunt întrebări de concretizări, noi suntem gata să dăm răspunsuri. Mersi. Deci noi am avut, așa cum am zis, Moldova Gaz a depus cereri la 5 noiembrie 2021 în conformitate cu aranjamentele contractului semnat între ei și Gazprom. În acea solicitare a fost prezentată și o prognoză a prețului de achiziție a gazului natural începând cu noiembrie și pe 14 luni de zile. Conform metodologiei, ANRE-ul este obligat să ajusteze și să ajusteze tarifele și prețurile o dată pe an. Atunci când sunt întrunite anumite condiții. Nu în zadar a apărut acea dilemă de interpretare și diferite calcule pe care noi le-am plasat pe site spre consultare și de fapt a creat și un pic de confuzie că noi eram obligați, conform legislației în vigoare și conform metodologiei, să aprobăm un tarif pentru anul 2021. Având în vedere că o bună parte a anului 2021 noi eram în condițiile contractului de livrare a gazelor naturale pe perioada precedentă, care era destul de avantajoasă, ba chiar în prima jumătate a anului au avut și devieri pozitive, deci au înregistrat o activitate pozitivă economică, deci mă refer la Moldova Gaz. Toate turbulențele pe piața internațională au început din august, ceea ce a dus la declanșarea mecanismului de acumulări a devierilor negative de către operatorul național de distribuție și furnizare a gazelor naturale. Deci toate aceste elemente au fost luate în calcul în acel prima estimare care a fost făcută de către ANRE și în presă a apărut foarte multe discuții vis-a-vis de acel tarif de 8 lei și ceva care noi l-am stabilit. Acel tarif se referea doar la anul 2021. Și atunci, ca să nu destabilizăm și intențiile guvernului de a veni cu un pachet social, de politici sociale, de susținere și de compensare a pătrilor social vulnerabile, dar și pentru a ne conforma la cadrul legal existent, noi am aprobat tarife provizorii și am deschis etapa de consultări și estimări a calculurilor care au fost prezentate de către Moldova Gaz pentru anul 2022. De aceea, tarifele stabilite astăzi acoperă anul 2022 și se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2022. În cadrul acestor estimări au avut loc noi evoluții negative pe plan internațional și ați văzut ultimele evoluții la bursele internaționale, când gazele naturale s-au cotat și peste 2000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Sigur că asta, în mod direct, are un impact asupra prețului de achiziție în Republica Moldova, pentru că suntem legați de o formulă. Această formulă, ea este estimată și este introdusă în acest calcul. Deci, ca să sistematizez, la evaluarea prețului reglementat pentru anul 2022. Noi am luat prețul prognozat de către Moldova Gaz pentru achiziție de gaze naturale în anul 2022.
Chiar dacă acum vedem niște fluctuații pe piața internațională, dar considerăm că ele vor avea un caracter sezonier sau de scurtă durată. Cursul valutar, în pofida multor discuții, am luat media cursului valutar pentru anul 2021, că este un indicator care este monitorizat și stabilit și este un indicator public care poate fi accesat de oricine pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei. Orice prognoză acestui curs valutar ne duce în zona speculativă. Dar nimeni nu poate să facă estimarea cursului, pentru că el depinde de cerere și ofertă și este mai mult o variabilă decât o constantă. De ce noi am preferat, și asta e experiența și în alte domenii, în special în domeniul energiei electrice, când utilizăm media cursului valutar pentru anul precedent. În cazul în care acest curs valutar va fi diferit în anul următor, el va fi luat în considerare la ajustarea tarifelor pentru perioadele ulterioare. În rest, toate elementele sunt cele care au fost prezentate și concretizate de către Moldovagaz. Directorul Moldova Gaz spune că va cere ca ANRE să ridice prețul până la 12 lei. De asta și-am întrebat dacă a fost o cerere a Moldova Gaz sau a fost calculat conform tarifelor. Și vreau să știm dacă domnul Ceban spunea că va oferi această cerere în luna decembrie, dacă a fost o astfel de solicitare către ANRE de a mări. Deci o altă solicitare decât solicitarea din 5 noiembrie 2021, ANRE nu a primit. A fost doar o simplu demers săptămâna trecută, atunci când noi am exclus acest subiect din ordine de zi, când Moldova Gaz ne-a informat despre evoluțiile de pe piețele internaționale, ne-a informat despre cursul valutar actual, care este aplicat în tranzacțiile lor comerciale și în convertirea lor, în convertirea valutei naționale în dolari și achitarea pentru livrările de gaze naturale. Dar aceste, zicem, solicitări iese din cadrul normativ actual, de ce el urmează să fie considerate pe parcursul anului viitor. În condițiile în care vor fi întrunite premizele metodologiei de aprobarea tarifelor pentru și prețului pentru gazele naturale, Moldova Gaz poate veni cu altă solicitare de ajustare a tarifelor. Dar asta e cu tot o altă procedură și un alt calcul și o estimare care trebuie să fie efectuată. Deci, ei trebuie să vină cu solicitarea și trebuie să vină cu un șir de estimări care ulterior ANRE-ul trebuie să le verifice și pentru acest exercițiu are la dispoziție până la 180 de zile ca să concretizeze aceste cifre și să ia o decizie vis-a-vis de prețul ajustat sau mărimea ajustării prețului pentru gazele naturale. Deci asta este procedura. Să înțelegem că s-a ieftinit cu 8 bănuți din cauza cursului valutar care... Preponderent e datorită cursului valutar care a fost aplicat. În rest este pe deplin satisfacerea solicitării Moldova Gaz, care a fost depusă la 5 noiembrie 2021, astfel încât să nu admitem, zicem așa, dificultăți în deservirea contractului de livrare a gazelor naturale cu Gazprom. Deci la etapa aceasta nu afectează, dar trebuie să menționez că rectificările care au avut loc la prețul pentru energie electrică cogenerată de către toate întreprinderile menționate și repartizată de către Energocom, ulterior vor avea un impact asupra prețului de comercializare sau de furnizare energiei electrice pentru consumatori, atât casnici cât și non-casnici. Dar aceasta este un exercițiu la care noi o să revenim în anul următor. Sper eu că asta se va întâmpla odată cu examinarea contractelor noi de furnizare energiei electrice. Oamenii doar nu putea avea alt preț de achiziție față de către este acum 430 de euro în luna decembrie și cum o să afecteze asta consumatorii finali? Deci, așa cum am zis, prețul de achiziție a gazelor naturale, dacă ne referim la gazele naturale, este bazat pe o formulă. Și este o variabilă, o flotantă.
Deci noi depindem în mod cel mai direct de cotațiile internaționale. Deci pe măsură ce corecțiile vor fi pe piețele internaționale, sigur că în mod direct acestea se vor reflecta și în, și în prețul de achiziționare a gazelor naturale de către Republica Moldova, de către Moldova Gaz în relație cu Gazprom. Deci este cert un lucru, că estimările noastre, dar și a companiei, pentru luna ianuarie arată un preț mai mare de achiziție a gazului natural decât cel care este pus în scopuri tarifare. Mai mare cu cât? Bine, eu cred că aceste informații trebuie să le concretizați la operator, la Moldova Gaz, ei duc această evidență. Deci la dânsii evidența este lunară, ei primesc aceste facturi conform formulei care sunt aplicate. Deci pentru luna decembrie vreau să vă zic că ea e $550 1000 de metri cubi. Noi în scopuri tarifare am introdus 430. Și nu știu dacă ați văzut, domnul Krasnoselski a cerut autorităților de la Chișinău ca să aibă un contract direct cu Gazprom. Vrem să știm cum o să afecteze asta, mai drept. Bine, e o relație contractuală, este o dorință până la urmă. Deci, în modul direct, consumatorii și clienții din, de pe malul drept sau cei din Republica Moldova nu vor fi afectați. Însă, pentru a derula o astfel de activitate, țin să vă informez că au nevoie de un șir de licențe de activitate în acest domeniu, pentru că tranzacționarea cu aceste bunuri, mă refer la gaze naturale, dar asta se referă și la energie electrică, nu poate fi făcută decât de către companiile licențiate. Deci nu este un proces atât de simplu obținerea unui astfel de licențe, pentru că sunt un șir de criterii, cerințe, atât internaționale cât și naționale, care trebuie să fie respectate. Ok. Mersi mult. O zi bună, Crăciun fericit și sărbători cât mai reușite.